greu. Așezată pe fruntea pacientului pentru a-i transmite fluide încărcate de energie și de viață regeneratoare, Calderaro a explicat cu amabilitate. Aproximativ acum 20 de ani, prietenul nostru de aici a pus capăt corpului fizic al persecutorului său actual într-un episod sângeros și crud. Am început munca de a-l asista acum 3 zile, dar deja m-am familiarizat cu povestea sa dramatică. L-a privit cu compasiune pe torționarul dezincarnat și a continuat. Au lucrat împreună într-un oraș mare și au fost implicați într-o afacere cu bibelouri și alte bagatele. Criminalul lucrase pentru victimă încă din copilărie, iar când a ajuns la vârsta legală, el a cerut ca șeful său, care îi fusese și mentor, să-l plătească pentru toți acei ani de muncă. Șeful lui a refuzat hotărât solicitarea acestuia, aducând în discuție faptul că îi fusese alături în toți anii copilăriei și tinereții lui. În loc de plată, el a promis că îi va oferi o poziție avantajoasă în afacere și îi va acorda o parte substanțială din ea, însă nu îi va plăti niciun cent pentru munca pe care o făcuse, deoarece avusese grijă de el ca de un fiu aflat în nevoie constantă. Au început să se certe, cuvintele jignitoare, schimbate printre răbuvniri și vibrații intense de ură, au inflamat mintea tânărului. În culmea furiei sălbatice dezlănțuite, el și-a ucis șeful. Însă, înainte de a dispărea de la fața locului, criminalul s-a grăbit la seif, unde se aflau mai multe teancuri de bani. A luat o sumă mare de acolo, așa cum gândea că merită, lăsând totuși câțiva bani pentru a-i induce în eroare pe polițiști. Într-adevăr, a doua zi a mers de bunăvoie la magazinul unde victima locuia, în timp ce mica sa familie se afla undeva la țară. Sub pretextul că era îngrijorat de ușile încuiate, el a cerut unui paznic să-l însoțească și au reușit amândoi să spargă unul din lacăte. În câteva minute, vestea crimei s-a răspândit peste tot. Pusă în încurcătură de abilitatea făptașului, justiția umană nu a fost capabilă să explice ce s-a petrecut. Criminalul era foarte grijuliu să apere interesele decedatului. A dat ordine ca seifurile și actele să fie sigilate. A făcut aranjamente pentru un inventar laborios. A cerut ajutorul autorităților legale să conducă o analiză detaliată a situației. A acționat ca un adevărat susținător pentru văduva și cei doi copilași ai mentorului său decedat. Iar mulțumită loialității sale, ei au primit o moștenire substanțială. Odată închis cazul, în urma incapacității sistemului justițiar de a rezolva enigma, el s-a retras din afacere pentru a munci într-un mare centru industrial, unde și-a investit resursele financiare în activități profitabile. Cu o strălucire diferită în ochi, Calderaro a tăcut o vreme, apoi a adăugat. A reușit să-i păcălească pe ceilalți, dar nu și pe el însuși. Spiritul dezîncarnat și-a focalizat mintea asupra ideii de răzbunare și a început să-l bântuie fără milă. Decedatul s-a agățat de organismul psihic al victimei sale precum iedera de un zid poros. Criminalul a făcut tot ce putea pentru a-i micșora persecuția neîncetată.
și a dublat activitățile de afacere în speranța unei ușurări, luând inițiative care au produs sume uriașe de bani, ce i-au umplut cuferele și i-au mărit enorm conturile bancare. Realizând că bunurile sale financiare nu i-au redus suferința nemărturisită și sentimentele de groază, el s-a grăbit să se căsătorească, nerăbdător să-și calmeze sufletul. S-a căsătorit cu o tânără cu înalte calități morale, cu care a conceput 5 copii adorabili. Învăluit de atmosfera spirituală a soției lui, el a reușit să-și mențină cât de cât echilibrul, chiar dacă victima lui nu l-a lăsat niciodată din strânsoare. De câteva ori a fost devorat de depresii extrem de nemiloase și asaltat de coșmaruri foarte ciudate din punctul de vedere al familiei lui. A continuat însă să reziste, susținut într-o oarecare măsură de ajutorul venit din planul nostru, de care soția sa fusese încredințată cu mult timp în urmă. Cu toate acestea, deși legile lumești pot reflecta imperfecțiunea ființelor umane încarnate, legile divine nu eșuează niciodată. Acumulând mereu energii întunecate pe calea sa, încă din noaptea crimei, prietenul nostru nefericit a păstrat în ființa sa toate impresiile distructive adunate în clipa căderii sale. O mărturisire publică a fost de neconceput pentru el, chiar dacă i-ar fi putut diminua oarecum chinul, eliberând acele energii înnăbușite, dezastruoase. Calderaro a tăcut din nou. A atins zona cortexului și apoi a continuat. Mintea criminalului, asediată de prezența constantă a victimei, fapt care îi tulbură memoria, s-a fixat în regiuni din mijloc a creierului. Durerea remușcării nu i-a permis un acces ușor către regiunea superioară a corpului subtil, unde principiile cele mai nobile ale ființelor umane clădesc sanctuarul de manifestare a conștiinței divine. Terorizat de amintirile sale, el a rămas blocat într-o frică paralizantă în fața judecății conștiinței sale. Pe de altă parte, interesat mai mult ca niciodată să ofere bunăstare familiei sale, singura sa oază în deșertul dogoritor al reminiscențelor nemiloase, nefericitul om, respectat în acea vreme pentru poziția socială pe care i-a adus-o averea, s-a aruncat frenetic în activități nesfârșite. Trăind aproape în exclusivitate în zona de mijloc a creierului, el a simțit o mică pace doar fiind constant în mișcare și lucrând în orice mod posibil, chiar dacă acest fapt s-a dovedit a fi dezechilibrant, pentru a-și menține mintea ocupată, căutând să fugă de el însuși prin orice mijloc. Astfel, mergea la culcare complet epuizat. A doua zi se trezea stors și fără vlagă în urma duelurilor cu persecutorul său invizibil în timpul somnului. În cele din urmă, toate acestea au declanșat instabilitatea corpului său subtil, care s-a reflectat în zona motorie și a produs un mic haos organic. Arătându-mi zona cu degetul arătător, el a subliniat: observă centrii corticali. Am privit uimit la acea lume microscopică extraordinară. Celulele piramidale, perceptibile datorită mărimilor, afișau importanța funcției lor în laboratorul energiilor neuronale. La o observație mai atentă, nu părea că examinăm deloc țesutul viu al materiei alb-cenușii. Impresia mea era că întregul cortex era un dinam robust în funcțiune. Era posibil ca organul pe care îl priveam să fie un aparat electric complex? În ciuda acestei impresii, am observat că materia cerebrală începuse să se estompeze.
eram uluit, incapabil să rostesc ceva remarcabil. Asistentul mi-a venit în ajutor și a explicat. Privim la un organ subtil al ființei umane, care este strâns atașat de duplicatul său fizic, în același mod în care anumite părți ale corpului fizic se află în contact strâns cu învelișul lor exterior. Întreaga organizare neuronală a ființei reprezintă puterile subtile care au fost treptat dobândite de spirit în decursul multelor milenii. Atunci când renaște în forma efemeră, corpul nostru subtil, ce este caracterizat în planul nostru mai puțin dens de o ușurință extremă și de o plasticitate extraordinară, este pus în planul fizic legilor recapitulării, repetarea experiențelor prin intermediul reîncarnării, ale eredității și ale dezvoltării fiziologice, potrivit meritelor sau deficiențelor pe care le aducem cu noi în misiunea noastră specifică sau în experiența de învățare necesară. Creierul fizic este cel mai complex organ în care sinele nostru își reflectă existența. Cu ajutorul lui sesizăm fenomenele exterioare conform capacității noastre receptive, determinate de experiență. De aceea, el variază de la individ la individ în funcție de pluralitatea pozițiilor de pe scara evolutivă. În drumul către specia umană, nici maimuțele și nici antropoizii nu dețin creiere complet egale unele cu celelalte. Fiecare individ prezintă un creier specific progresului său. Ființele primitive posedă un creier subtil cu vibrații diferite față de cel al ființelor umane civilizate. Din acest punct de vedere, creierul unui sfânt emite unde diferite de cele emise de capacitatea mentală a unui om de știință. Școlile academice de pe pământ se limitează la conceptualizarea formei tangibile, așa cum se manifestă ea în stadiile de slăbiciune, bătrânețe sau moarte. Aici însă analizăm organismul care modelează manifestările tărâmului fizic și putem vedea că întregul sistem nervos derivă dintr-o ordine sublimă. Celula nervoasă este o entitate de natură electrică, hrănită zilnic de un combustibil adecvat. Există neuroni senzitivi, motorii, asociativi și reflexi. Unii primesc senzații externe, în timp ce ceilalți adună impresii de la conștiința ființei. În întregul microcosmos celular se află în mișcare continuă comutări, conexiuni, transmisii, elemente de evacuare și de receptare. Mintea este directorul lumii microscopice, în care bilioane de celule și energii de tipuri variate sunt dedicate slujirii ei. Din minte emană fluxul voinței, ceea ce duce la o rețea vastă de stimuli care reacționează la mediul extern sau la sugestiile date de sinele lăuntric. Plasată între planurile obiectiv și subiectiv, mintea este îndemnată de legea divină să învețe, să verifice, să aleagă, să respingă, să accepte, să adune informații, să păstreze, să se îmbogățească și să se ilumineze. Este un proces continuu de progres și creștere. Din planul obiectiv, ea experimentează dificultățile și influențează efortul direct al existenței. Din sfera subiectivă, ea absorbe inspirație, în diverse grade, de la mințile celor încarnați sau dezîncarnați cu care rezonează cel mai mult. Tot de aici primește și rezultatele propriilor sale creații mentale. Deși mintea pare staționară, ea se deplasează mereu înainte,
fără să bată în retragere, sub acțiunea infailibilă a forțelor vizibile sau invizibile. În acest moment firesc de răgaz, după aceste explicații deosebite, am fost copleșit de nenumărate gânduri cu privire la subiect. Cum trebuia să interpretez revelațiile lui Calderaro? Nu erau celulele trupului fiziologic înveșmântate în propriile lor caracteristici? Nu erau ele niște individualități infinitezimale adunate la oaltă sub disciplina sectoarelor organice, chiar dacă erau libere în manifestările lor? Erau oare duplicate ale celulelor spiritului? Cum se împăca această teorie cu eliberarea microorganismelor după moartea trupului? Și dacă așa stăteau lucrurile, nu ar fi trebuit ca memoria ființelor încarnate să fie liberă de uitarea temporară a trecutului lor? Instructorul a perceput întrebările mele nerostite, căci a continuat calm, ca și cum îmi răspundea direct. Îți înțeleg obiecțiile. Și eu le-am verbalizat cândva când m-am confundat cu noutățile asupra acestui subiect. Astăzi însă îți pot spune că, așa cum există o chimie fiziologică, există și o chimie spirituală. La fel cum există chimie organică și chimie anorganică și este extrem de dificil de definit punctele în care ele acționează independent. Este aproape imposibil de delimitat granița dintre ele și nici măcar cel mai cunoscător spirit nu ar încerca să localizeze cu o precizie dogmatică punctul în care se săvârșește materia și începe spiritul. Celulele sunt uimitor de diferențiate în cadrul trupului fizic. Ele exprimă o anumită trăsătură în ficat, o alta în rinichi și o cu toată alta în sânge. Se modifică neîncetat, apărând și dispărând cu miile în toate zonele chimiei organice ca atare. Însă, în creier se află domeniul unde începe chimia spirituală. Acolo, elementele celulare sunt dificil de înlocuit. Peisajul delicat al naturii superioare este întotdeauna același, căci munca sufletului necesită permanență, îmbunătățire și continuitate. Stomacul poate fi o distilerie în care lumea microscopică se dezvăluie în tot tumultul său sălbatic. Este mai apropiat de exprimarea joasă a vieții, deoarece nu trebuie să-și amintească ce hrană a primit pentru digerare cu o zi înainte. Organul exprimării mentale, pe de altă parte, necesită trăsături chimice de o natură elevată, deoarece este hrănit cu experiențe ce trebuie înregistrate, stocate și amintite atunci când este adecvat sau necesar. Prin urmare, aici are loc o formă superioară de chimie, fapt ce înzestrează creierul cu o materie de neînlocuit în multe departamente ale laboratorului său lăuntric. Asistentul a tăcut din nou pentru câteva secunde, oferindu-mi timp de gândire. Apoi a continuat cu multă grijă. De fapt, nu este absolut niciun mister în toate acestea. Să privim la strămoșii noștri de pe calea evoluției. Principiul spiritual a sălășluit în străfundul călduț al mărilor prin intermediul organismelor celulare, care s-au prezervat și multiplicat printr-un proces numit reproducere prin diviziune celulară. În decursul miilor de ani, acest proces a făcut o călătorie lungă în organismul bureților și a început să controleze celulele autonome, impunând asupra lor spiritul de ascultare și cooperare pentru formarea primitivă a țesuturilor musculare.
A trecut mult timp până la apariția fundamentelor aparatului nervos la meduze, apoi la râme și ulterior la amfibieni. În tot acest timp, ducând eforturi de a ieși din adâncurile măștinoase și întunecoase ale apelor pentru a se bucura de primele experiențe în lumina soarelui. Cât de multe secole i-au fost necesare, înveșmântat în forme monstruoase și îmbunătățindu-se atât de lent, ajutat de intervenția indirectă a ființelor superioare. Este imposibil de răspuns acum. A fost hrănit în adâncul îmbelșugat al pământului, evoluând neîncetat de-a lungul mileniilor, până a ajuns la cea mai înaltă regiune, unde a reușit să-și pregătească propria hrană. Calderaro m-a privit semnificativ și a întrebat: "Mă urmărești?" Uimirea produsă de noile idei ce îmi provocaseră imaginația m-a făcut să nu pot oferi niciun comentariu profund. Însoțitorul meu învățat a zâmbit și a continuat: "Oricât am încercat să simplificăm explicația acestui subiect delicat, el aduce întotdeauna perplexitate. Ceea ce doresc să spun, Andre, este faptul că, încă de la momentul necunoscut al creației sale, principiul spiritual a progresat fără oprire. A părăsit fundul oceanului, a ajuns la suprafața apelor protectoare, s-a îndreptat către malurile noroioase, s-a zbătut în naștii, a atins solul stabil, a experimentat o mulțime infinită de forme reprezentative în pădure, a crescut din pământ, a contemplat cerul, iar după îndelungi milenii în care a învățat să procreeze, să se hrănească singur, să facă alegeri, să-și amintească și să simtă, a dobândit inteligență. A străbătut drumul de la impulsul primar la capacitatea de răspuns și de reacție. De la aceasta a ajuns la senzații, de la senzații la instinct, de la instinct la rațiune. Iar în tot acest curs laborios au trecut nenumărate milenii. În toate epocile păstrăm tărâmurile mai joase pentru a ne înălța către cele superioare. Creierul este organul sacru al manifestării minții în călătoria de la animalitatea primitivă la spiritualitatea umană." Ghidul meu a tăcut pentru a mă atinge cu blândețe pe umeri, precum un instructor experimentat ce își încurajează studentul umil, și apoi a adăugat: "Pe scurt, ființele umane din ultimile câteva zeci de secole reprezintă umanitatea transfiguratoare care s-a ridicat deasupra animalității primitive. Noi, ființele dezîncarnate, facem încă parte din multe milioane de spirite încă neevoluate care participă la această condiție generală, deoarece încă nu am renunțat la toate trăsăturile inferioare conținute în corpul nostru subtil. După moartea fizică, această condiție ne constrânge să trăim în forme echivalente în societăți cu adevărat avansate, chiar dacă sunt similare comunităților pământene. Oscilăm între libertate și reîncarnare, îmbunătățindu-ne și perfecționându-ne. Progresăm până când, prin rafinarea ființei, dobândim acces la exprimările sublime ale vieții superioare, pe care încă nu le putem înțelege. De ambele laturi ale existenței în care ne mișcăm și în cadrul căreia înțelegem că nașterea și moartea corpului grosier reprezintă o poartă de comunicare, munca nobilă și constructivă este binecuvântare care ne pregătește pentru viitorul nostru divin.
pentru toți cei care respectă cu înțelegere legea vieții, activitățile din sfera pe care o locuim acum sunt mai bogate în frumusețe și fericire, deoarece materia este mai rafinată și mai conformă dorințelor noastre mai elevate. Cu toate acestea, în traversarea râului renașterii suntem surprinși de munca grea de repetare și recapitulare, necesară procesului nostru de învățare. Semănăm acolo pentru a culege aici, îmbunătățindu-ne, reajustându-ne și dezvoltându-ne până culegem recolta perfectă și ne umplem cămările cu grânele sublime, astfel încât competenți și victorioși să ne putem transfera către celelalte lumi cerești. Cât despre munca de izbăvire și de ispășire, nu trebuie să considerăm în niciun caz că tărâmul fizic este singurul capabil să ofere ocazia binecuvântată a suferinței dure, dar mântuitoare. Desigur, pe deplin conștient de faptul că în regimile întunericului de dincolo de planul fizic se află oportunități de ispășire pentru cei mai nefericiți debitori, cei care au acumulat în mod intenționat datorii primejdioase în fața legii divine. Nu am întrerupt scurta pauză ce a urmat, considerând inadecvate orice întrebări din partea mea. Calderaro a continuat cu abilitate. Ai putea întreba de ce ființele încarnate nu păstrează deplina amintire a trecutului lor extrem de îndelungat, dar este ceva firesc, datorită ascendenței imense a corpului subtil asupra mecanismului fiziologic. Așa cum forma fizică a evoluat și s-a perfecționat, tot astfel s-a petrecut și cu corpul subtil în decursul epocilor. Chiar și noi, în starea noastră spirituală relativă, nu ne bucurăm de procesul de pline amintiri a căilor pe care le-am parcurs. Nu suntem echipați momentan cu suficientă lumină pentru a coborî în mod constructiv în toate colțurile abisului originii noastre. Vom dobândi o asemenea capacitate mult mai târziu, când sufletul nostru va fi purificat de absolut toate rezidurile întunecate. Cu toate acestea, comparând situația noastră cu stările mai puțin lucide ale surorilor și fraților noștri încarnați, este important să nu uităm că nervii, cortexul motor și lobii frontali pe care îi analizăm acum constituie punctele obișnuite de contact între corpul subtil și aparatul fizic. Fiecare fiind esențial pentru munca de iluminare și de creștere a ființei eterne. Mai simplu spus, aceste puncte de contact sunt zone de eliberare a impulsurilor, experiențelor și conceptelor înalte ale personalității reale, care nu este eliminată prin închiderea mormântului și care nu suportă povara unei vieți duale. Din această perspectivă și mulțumită îndatoririlor impuse asupra conștiinței treze prin sarcinile zilnice, aceste zone de eliberare realizează un rol de tampon. Sunt precum niște abajururi ce acționează benefic pentru sufletul încarnat, astfel încât el să lucreze și să evolueze. Mai mult decât atât, pentru ființele umane, în general, nașterea și moartea în planul fizic sunt șocuri biologice. În realitate, nu există o stare de completă uitare pe Pământ, așa cum nu există nici restabilirea imediată a memoriei în lumea spiritelor, în perioadele care urmează firesc după existențele din lumea materială. Toate ființele umane mențin tendințe și capacități ce sunt oarecum echivalente cu o amintire actuală a trecutului, dar
după trecerea dincolo de mormânt, nu fiecare este capabil să-și amintească brusc de detaliile vieții. Cei care au o structură prea materialistă și persistă în tiparele vibraționale joase din planul materiei grosiere, nu-și pot aprinde brusc lumina memoriei. Ei trebuie să facă eforturi pentru a se debarasa de capcanele grele de care s-au agățat lipsiți de chipzuință. În strădania umană, neuronii trebuie să fie precum niște puncte de rezistență oarecum grele, astfel încât fluxul amintirilor să nu diminueze eforturile edificatoare ale sufletului încarnat, angrenat în scopuri nobile de evoluție sau izbăvire, de dezvoltare progresivă sau de dăruire sublimă. Este important să ne dăm seama că mintea noastră acționează asupra corpului subtil, aici, în lumea spiritului, cu o putere mult mai amplă datorită naturii sale unice și elasticității specifice materiei care ne definește în prezent forma. În orice caz, în sferele noastre de acțiune, acest lucru nu împiedică manifestările triviale, căderile lamentabile și bolile complexe, deoarece chiar și aici, mintea, stăpânul corpului nostru, este deschisă viciilor, neglijenței și pasiunilor distrugătoare. Am riscat atunci o întrebare. Cum am putea interpreta mai simplu cele trei regiuni ale vieții creierului la care ne referim acum? Instructorul nu a ezitat. Putem spune că impulsivitatea, experiența și conceptele înalte ale sufletului reprezintă nervii corpului fizic, zona motorie și lobii frontali. Acestea sunt zone de fixare a minții ființei încarnate sau dezîncarnate. Orice zăbovire excesivă în una din aceste trei zone, împreună cu acțiunile pe care le declanșează, determină destinul microcosmosului individual. Ființele care acționează în tărâmul impulsurilor sunt pierdute în labirintul cauzei și efectului, irosind timp și energie. Cei care se dedică în întregime eforturilor mecanice, fără să-și consulte trecutul și fără să-și organizeze bazele viitorului, își clădesc o viață mecanică, lipsită de lumina spirituală. Pe de altă parte, cei care trăiesc exclusiv în templul ideilor superioare se expun pericolului contemplării lipsite de muncă și altruismului lipsit de beneficii. Pentru ca mintea noastră să progreseze către planurile superioare, ea trebuie să fie echilibrată, adică să se folosească de ceea ce a dobândit în trecut pentru a-și ghida eforturile actuale și să se hrănească simultan cu speranța care se revarsă sub forme cristaline din izvorul înalt al idealismului superior. Prin intermediul acestui izvor, ea poate căpăta energie regeneratoare din planurile divine și astfel să-și construiască un viitor nobil. Și pentru că suntem conectați indiscutabil de cei care sunt în rezonanță cu noi, conform scopurilor universale infailibile, de fiecare dată când ne pierdem echilibru în urma unei fixații materiale excesive într-una din cele trei zone menționate mai sus, contactăm mințile încarnate sau dezîncarnate ale celor care se află în condiții similare cu a noastră. Cu un aer frater, instructorul meu a întrebat: "Ai înțeles?" Am dat din cap cu o sinceră fericire, deoarece înțelesesem în sfârșit lecția. Calderaro a realizat pase magnetice deasupra capului pacientului, învăluindu-l în fluide binefăcătoare, iar după o lungă pauză mi-a spus:
Aici se află două ființe ale căror minți sunt fixate în zona instinctelor primare. Cea încarnată, după ce și-a asaltat mintea cu gânduri repetate de a fugi de amintiri și de remușcare, și-a ruinat centrimotorii. De asemenea, ea și-a dezechilibrat sistemul glandular, iar organele vitale îi sunt perturbate. Spiritul dezîncarnat și-a concentrat toate energiile pentru a-și hrăni setea de răzbunare, ceea ce a acumulat o mare ură în care el s-a izolat, departe de beneficiile rațiunii sau ale altruismului. Situația lor ar fi diferită dacă amândoi ar căuta să ierte ofensa și s-ar înălța printr-o muncă binefăcătoare, constructivă și prin înțelegerea fraternă în sanctuarul adevăratei iertări. În privirea paternă a asistentului a licărit o strălucire nouă când a adăugat: acest lucru ne arată încă o dată că Iisus Hristos a avut o mulțime de motive să ne recomande să ne iubim dușmanii și să ne rugăm pentru cei care ne persecută și ne batjocoresc. Aici nu este vorba despre o simplă virtute, ci despre principiul științific al eliberării ființei, al progresului sufletului, al dimensiunii spirituale. Gândul este cel care declanșează lucrurile. Va veni vremea când iubirea, fraternitatea și înțelegerea, ce vor defini stările spiritului, vor fi la fel de importante minții încarnate precum pâinea, apa și remediile vindecătoare. Este doar o chestiune de timp. Este firesc să fim întotdeauna optimiști într-un mod divin și să ne așteptăm la bine. În general, mintea umană ascensionează către cunoaștere superioară, chiar dacă pare uneori că se îndreaptă în direcția opusă. În următoarele câteva minute, Calderaro a continuat să aplice radiații magnetice puternice care, pe măsură ce învăluiau capul și coloana vertebrală a pacientului, împăreau a fi extrem de odihnitoare, deoarece pacientul până atunci în agonie a căzut curând într-un somn liniștit, ca și cum era sub influența unui anestezic foarte blând. Curând după aceea se afla în planul nostru, eliberat temporar din vehiculul dens. Văzându-l pe torționarul nemilos în fața lui, a fost copleșit de groază, rămânând nemișcat într-unul din colțurile patului. Mi-am dat seama că pacientul nu ne observase prezența, spre deosebire de persecutorul său, care se afla într-o expectativă tăcută. M-am gândit că asistentul le va adresa cu siguranță o lungă cuvântare sfătuitoare, însă Calderaro a rămas complet tăcut. Mie mi-era greu să mă stăpânesc. De ce nu-i ajutăm cu niște cuvinte iluminatoare? Pacientul părea extrem de îndurerat, în timp ce persecutorul lui aborda acum o manieră mai agresivă. De ce nu împiedicăm brațul dur care amenință această ființă mizerabilă? Nu ar fi cel mai bine să prevenim o luptă care ar conduce la consecințe imprevizibile pentru pacientul spitalizat? Instructorul mi-a înțeles neliniștea și a răspuns calm: am vorbit în zadar, Andre, deoarece încă nu știm cum să-i iubim ca pe frații și fiii noștri. Pentru noi amândoi, spirite înzestrate cu o rațiune oarecum avansată, dar fără sentimente foarte sublime, ei sunt doi nefericiți și nimic mai mult. Deocamdată putem să le oferim ceea ce avem, adică o intervenție utilă în suferința lor exterioară,
atât cât am putut noi dobândi din cunoaștere spirituală. A privit către ușa largă din apropiere și a subliniat: anumite angajamente nu au fost uitate însă. Sora Cipriana, supraveghetoarea grupului meu de asistență fraternă, va veni aici curând. Au trecut câteva minute, timp în care atât persecutorul cât și victima au schimbat cuvinte grele. Mentorul meu binefăcător a continuat: ți-l amintești pe depui sejur? Un elev al lui Mesmer, care a folosit magnetismul animal pentru a induce starea de somn, pentru a comunica cu pacientul. Da, îmi aminteam vag de el. O asociere liberă de idei mi-a trecut prin minte, amintindu-mi de studiile pe care le făcusem după realizarea lui Charco. Însă nu puteam aminti detalii specifice, căci psihiatria nu fusese specializarea mea. Calderaro a continuat, ajutându-mă să înțeleg. Marchizul de Puy Sejour a fost unul dintre primii magnetizatori care au descoperit somnul revelator, în timpul căruia era posibil să se vorbească pacientului într-o stare de conștiință diferită de cea obișnuită. Descoperirea sa i-a influențat de atunci pe psihologi și a fost întemeiată o nouă terapie de tratare a tulburărilor nervoase și mentale. Cu toate acestea, pentru noi, cei care ne aflăm de această parte a vieții, fenomenul este normal. În fiecare zi, milioane de oameni dorm sub influența magnetică a spiritelor prietene, în scopul de a fi ajutate în problemele lor presante. Atunci, de ce nu încercăm chiar acum să le oferim o iluminare verbală prietenilor noștri de aici? Am insistat eu, dornic să-mi ofer aportul, în timp ce îi observam pe nefericiții adversari cum schimbă acuzații și insulte. Deoarece, dacă oferirea cunoașterii ajută exteriorului, doar iubirea ajută laturii interioare, a rostit instructorul meu cu seminătate. Cu ajutorul cunoașterii noastre corectăm efectele cât de mult posibil, însă doar cei care iubesc reușesc să ajungă la straturile adânci ale cauzelor profunde. Prietenii noștri nefericiți au nevoie de o intervenție lăuntrică pentru a-și modifica atitudinile mentale odată pentru totdeauna. Însă noi doi, în acest moment, avem doar cunoașterea și nu știm cum să iubim cu adevărat. În acel moment cineva apăruse la ușă. Era o femeie sublimă ce exprima vârsta maturității. O lumină caldă și plină de compasiune strălucea în ochii ei. M-am simțit mișcat și m-am înclinat cu respect. Calderaro m-a bătut ușor pe umeri și mi-a șoptit la ureche: este sora Cipriana, deținătoarea unei iubiri divine fraterne pe care noi încă nu